Prin harul Domnului, începând cu seara aceasta, vom începe o nouă tematică la studiu biblic, intitulată Vremuri grele. Observăm în istoria omenirii că au fost situații critice, când stările de păcat și luptele spirituale au fost mai grele decât în alte situații. Iar Scriptura ne dovedește, printr-o profeție ce vizează în mod special vremurile noastre, că aceste situații se vor repeta, ba chiar vor culmina cu perioada din urmă. Și este scris în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Vom lua pe parcursul a 10 lecții câteva ipostaze diferite și vom vedea, folosindu-ne de Scripturi și cu aplicații practice, diferite vremuri grele. Las ca fiecare lecție să descopere o vreme în sine, fără să anticipez. Precizez doar că noi credincioșii suntem îndemnați să ne rugăm să fie vremuri ușoare, bune. Știți cuvântul din Timotei, capitolul 1, epistola 1, capitolul 2 de la versetul 1, la 3. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Dar noi trebuie să învățăm în același timp să ne mântuim sufletele și în vremuri grele. Pentru că uneori nu poate un om, nici măcar un grup de oameni, să schimbe istoria unei națiuni. Și trebuie să trăiască în acele condiții. Repet, ne rugăm pentru vremuri bune, le dorim, e normal. Adică e bine să fii sănătos, e o plăcere, dar trebuie să trăiești când te doare. Nu-i voie să te sinucizi. Trebuie să te înveți să trăiești în vremuri grele. Și Scriptura ne este de ajutor în privința aceasta. Mântuitorul a spus în Matei 24, tot vizând vremea sfârșitului, citesc de la versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Sunt realități prin care trebuie să trecem. Vreau să avem o privire generală asupra a ceea ce se poate constitui într-o vreme grea și să observăm că vremurile grele se prezintă printr-o multitudine și maxitudine de stări de păcat. Se mulțesc păcatele și se diversifică. De exemplu, în Roman, capitolul 1, este scris de la versetul 24. Aici nu este vizată strict o anumită generație, un anumit popor. Este o privire generală asupra omenirii. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necintesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase și enumeră aceste stări
murdare. Și 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat. Observați, de trei ori apare expresia Dumnezeu i-a lăsat. Parcă uneori ne întrebăm, da, îi îngăduie Dumnezeu? Da, permite? Da. Iată că a permis, și nu numai odată, ci în plan general, ca oamenii să ajungă, așa cum scrie de la versetul 29, plini de orice fel de nelegiuire, curvie, și enumeră aici o listă lungă de oameni vinovați pe care îi așteaptă judecata lui Dumnezeu, dar până atunci ei trăiesc în lumea aceasta și într-o stare de gravitate maximă a păcatului. Credincioșii își chinuie sufletul ca Lot, dar trebuie să-și ducă viața. În vremea noastră, și cu aceasta revin la 2 Timotei, capitolul 3, și în mod special mă refer la situația Europei, se reeditează Roman, capitolul 1. Adică oamenii se îndepartă de Dumnezeu, de creștinism, de cunoștința sfântă, și asta va face ca vremurile grele să se arate într-un mod vertiginos. Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi? Și aici prezintă situația invers față de Roman 1. În Roman 1 scrie că l-au abandonat pe Dumnezeu și au ajuns plini de stări vinovate și de păcat. Și e greu să trăiești între oameni iubitori de sine, ulitori, nemulțumitori. E greu și în familie și în societate. Dar aici prezintă la sfârșit concluzia. Și zice de la versetul 4, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Dar să nu credeți că există o normă fixă, un procent stabil. Îl iubesc pe Dumnezeu 30% și 70% plăcerile și pasiunile păcătoase. Se înregistrează un regres. Pentru că iată ce scrie mai jos în versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. La început sunt plăceri mai puține, apoi se doresc mai multe, stricăciunea se accentuează și vremurile devin din ce în ce mai grele. Și scrie în versetul 5, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. O pierdere permanentă a vieții de credință, a noțiunilor sfinte. Discutam recent cu un frate și amintea el de o vorbă a lui Moody, când a zis în secolul 20, oamenii vor predica fără Biblie. Și eu am văzut oameni care o oră întreagă a dus Biblia la amvon, dar n-a deschis-o cum nu deschiserăm noi în seara asta Coranul. Și eu am continuat zicând, probabil în secolul 21 vom avea de-a face cu o interzicere a Bibliei. Foarte posibil, mergând pe această undă. Însă, cel mai grav este și cele mai grele stări sunt când asistăm la imensiuni, la influențe demonice în plan religios și, evident, cu influențe asupra întregii societăți. Când se acceptă pe scară largă ocultismul, când forțele magice, de fapt, puterea întunericului, ia proporții. Iată ce scrie în cartea Apocalipsa, capitolul 9, versetul 20. Și 21. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, deci nici sub loviturile pedepselor divine, oamenii nu revin, nu se pocăiesc. Nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Observați, în binarea aceasta. Adică oamenii nu se mai pot pocăi când au încăput pe mâna diavolului.
Un om care este doar lumesc poate să se pocăiască, aude Evanghelia. Dar un om care este sub o influență demonică, un demonizat, un nebun, poți să vorbești cu el? N-ai cum să iei legătura cu el. De aceea va fi din ce în ce mai greu, fiindcă puterea satanei va fi din ce în ce mai marcantă. Amintiți-vă de cazul Saul David. Acum, mulți mai au canoane de la un socru sau de la o soacră. Asta nu înseamnă că generii și nurorile nu fac greșeli. Dar ăștia sunt mai tineri și rămân în urmă să povestească de ceilalți. Dar gândiți-vă cât i-a fost de greu la David după ce Saul a fost luat în primire de un duh rău. Nu mai avea cu cine vorbi. Și chiar dacă vorbea astăzi, pe mâine totul era demontat. Pentru că nu poți să negociezi cu satana, nu poți să-l temperezi și el va izbi din ce în ce mai puternic, mai năvalnic. Din nefericire se observă, și pentru asta vom citi tot din Noul Testament, 2 Timotei capitolul 3, că influențele demonice se manifestă în toate domeniile, în plan doctrinar, și asta e ceva foarte grav, când oamenii primesc filozofii și învățături, chipurile teologice, eronate, demonice. Apoi se manifestă și în planul trăirilor zilnice. Este scris aici de la versetul 6, sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușurate și îngreunate de păcate și frământate pe lui pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. Stări morale, duhuri de curvie, dar iată ce scrie de la versetul 8. După cum și Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Sunt comparați cu vrăjitorii Egiptului. Pentru că tot Pavel scrie aceluiași Timotei, 1 Epistolă, capitolul 4, de la versetul 1. Dar Duhul spune lămurit, adică trebuie să ne fie clar. Nu e o chestiune subtilă de interpretare, este ceva evident. Că în vremurile din urmă, vremurile grele, unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Așadar, oamenii sunt atacați nu doar prin ispite carnale, sunt atacați și la nivelul minții. Diavolul atacă sub orice formă. Gândiți-vă, să fie atacat și prin învățătura care se dă de la amvon și când ieși afară să fie atacat și prin tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dacă ieși în stradă să fii atacat de vorbele murdare, de reclamele imorale, dacă citești o carte sau vrei să iei o publicație chiar cu un interes economic sau vrei să afli ceva date de pe o sursă electronică, de pe internet, ești bombardat din toate privințe. Vremuri grele. Că nu doar oamenii s-au stricat, dar satana a invadat societatea și a năvălit și a reușit să intre chiar și în biserică. De aceea e foarte greu. Este ca și când acasă, nu doar că nu mai ai căldură în casă, nu doar că ești bolnav, dar ți-a mai intrat și hoțul în casă. Dar nu doar un hoț care vrea să fure bani, unul care te și omoară când îți ia bani. Greu din toate punctele de vedere. Vremuri grele. Tot în ce privește influențele demonice la nivel de învățătură, citesc din 2 Timotei capitolul 2, de la versetul 16.
Ferește de vorbările goale și lumești, că știi ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va rode ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unor. Adică vor apare, deja sunt, dar zic vor apare în sensul profeției, care viza viitorul. Fel și fel de învățături și de atacuri demonice încât te răstoarnă. Îți dă peste minte, amețe și cazi și îți dă și peste picioare, să fie sigur că te dă jos. Și totuși, noi trebuie să rămânem în picioare. Cum? Vreau să privim mai întâi cum să rămânem în plan individual. Pentru că s-ar putea lupta să se dea până la nivel de individ. Este ca și pe front. Conflict între două armate. Dar s-ar putea să se spargă frontul, să rămână doar niște partizani. S-ar putea să ajungi să te lupți doar pentru cauza vieții tale. Cum se poate una ca asta? În primul rând, cred că este foarte important să fim fundamentați în crezul Scripturilor și totodată să copiem modele sfinte. Dacă ești fundamentat în Scripturi, orice vânt sau val de învățătură nu te demontează. Și dacă ai modele sfinte pe care le copii, poate să-ți aducă diavolul spre a te influența și un înger din cer. Tu nu te duci după el. Și exact așa ceva rezidă foarte clar din 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Dar vă rog să observați că această expresie apare în contextul vremurilor grele. Exact versetul anterior zice, oamenii răi vor merge din rău în mai rău, vor amăji și pe alții, dar nu și pe tine. Tu poți să scapi. Dacă rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Pentru că observați ce scrie în versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate? Adică să ții modele de oameni care și ei în vremuri grele au rezistat. Ai de răbdat? Ai model în Biblie. Uitați-vă la răbdarea lui Iov și răbdați și voi. Trăiești sub apăsarea unora din familie, cum spunea Mântuitorul în Matei 10, că s-ar putea să fie doi împotriva a trei și invers. Sau chiar, Doamne ferește, nu dorim nimănui să fie cineva membru într-o biserică și să meargă să se închine într-un loc unde, ca și la templu, i-a ajuns o peșteră de tâlhari. Istoria asta dovedește. Chiar ieri citeam despre niște realități care sunt greu de conceput din timpul evului mediu. Ceea ce s-a petrecut la Vatican. Ce orgii erau acolo. Se știa de ele. Nu puteau fi combătute. Dacă te ridicai, era imediat trimis pe cealaltă lume. Numai așa dacă Domnul te proteja într-un fel miraculos. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi pe care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Cine rămâne lângă Scriptură nu poate fi mutat. Asta scrie, așa cred. Aici o atenționare. Înșelăciunea prin doctrine false este foarte puternic. Și lucrurile sunt formulate în așa fel încât oamenii să fie suciți de minte. Rămâneți la ceea ce e scris. Simplu, pe înțelesul tuturor.
O discuție între doi frați. Unul zice: frate, ai luat cina Domnului? Pentru asta trebuie să discutăm vreo două ore. Dar nu poți să-mi spui simplu da sau nu? Adică vroia să-i spună cum înțelege el chestiunea asta, să-i prezinte doctrina. Și probabil că după două ore, vă spun ce a declarat altul care a stat de vorbă cu cel ce nu vrut să răspundă. Zice: mi-a răsturnat felul în care știu eu din Biblie. Și mi-a explicat trei ore. Dar spune-mi pe scurt cum ți-a spus. Nu știu să redau, dar când mi le-a prezentat, am crezut că așa este. Un ostil demonic de a te abate până te încurc. De aceea este foarte indicat și ce bine că avem Scriptura. Au fost vremuri grele și din acest punct de vedere oamenii n-aveau Biblie. Și, de exemplu, am vorbit adineaori de întunecatul Ev Mediu. Când se spunea, preotul sfințește pâinea și vinul. Și dacă el nu ți le administrează, fără aceste sacramente, nu poți fi mântuit. Și într-o familie, dacă aici o mică paranteză, femeia a devenit protestant, reformat. Și s-a dus parohul să o aducă înapoi, în turmă. Și i-a spus, amenințându-o, dacă nu sfințesc eu pâinea și vinul, tu degeaba le iei. Noi avem dreptul acesta de la Sfântul Petru. Și femeia a primit o înțelepciune de la Dumnezeu să-l prindă la colț pe preot. El le-a pregătit, el a venit în casă, le-a sfințit și apoi femeia a spus înainte ca ei să consume: am strecurat în pâine arsenic. Dacă tu zici că s-au transformat în trupul și sângele Domnului, eu le iau, dar tu iei primul. Și el a zis: unde mi-este calul? A fugit. Pentru că evident nu se produsese nicio schimbare, nici nu avea dreptul să sfințească. Ce să sfințească dacă el însuși nu este sfânt? Tot pentru a rezista în plan individual, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 3. După cum te-am rugat la plecarea mea din Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa cum fac și acum. Ținta poruncii este dragoste, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcut. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Adică, întotdeauna când intrați într-o discuție cu cineva sau când ascultați o predică sau un studiu a cuiva, ca să nu fiți înșelați, toate trebuie să ducă spre o trăire în dragoste, spre o curăție interioară. Dacă toată dezbaterea noastră nu-i decât pe seama, știu eu ce, aspecte secundare și neesențiale, care nasc discordie și n-au nicio importanță, unele chiar, iar altele nu neapărat împiedică mântuirea noastră, numai ne discredităm. Apoi scrie și de la versetul 19, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul acestora sunt Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Ei erau mai departe preocupați și în plan teologic, dar nu mai erau preocupați de sfințenie, de o viață curată. Atenție la oamenii cu care colaborăm, pentru că Apostolul ne-a scris în mod foarte clar, trebuie să ne depărtăm de unii ca să nu fim noi depărtați de Domnul. Așa scrie în textul nostru de referință din această seară, 2 Timotei 3,
partea ultima a versetului 5. Depărtează-te de oamenii aceștia. Că altfel, cu vremea, vor avea influența asupra ta. Îți vor umplea mintea de fel și fel de năzbâtii. Recent, cineva mi-a dat un alt testament al lui Iisus Hristos, o carte a mormonilor. Și m-am gândit, câte nebunie, pe față, au scris pe coperte că e un alt testament. Dar ei pretind că a venit un înger, știți dumneavoastră povestea lor, că în America sunt evrei și acolo au fost îngropate și nici nu merită să le ține minte. Dar uite că oamenii sunt duși în eroare cu aceste stări. Dar dacă te uiți la moralitatea lor, vezi că nu sunt pe unda cea bună. Și un text foarte concludent îl avem în 1 Timotei 6. De la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba în care boala cercetărilor fără roș, a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetele, bănuiele rele, zadanciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig, pentru că toată afacerea asta se derulează nu fără să câștige cineva. Și iată concluzia, ferește-te de astfel de oameni. Depărtează-te, în sensul de a nu te mai aduna cu ei, de a nu te lăsa provocat și angrenat în discuție cu ei, sau ferește-te, ocolește. Vorba înțeleptului, nu intra pe calea ce are. Ocolește și treci înainte pe alături. Că oamenii aceștia sunt foarte incisivi, te provoacă, nu te lasă. N-au decât să ne facă așa cum scrie Nemia, de nu știu câte ori aceeași cerere și noi le vom da același răspuns. Nu îmi pot permite să stau ore în șir la poveștile voastre, eu am familie, trebuie să mă ocup de soție, de copii, trebuie să citesc în Biblie, Dumnezeu ne alimentează din Sfântul Cuvânt. Și iată că scăpăm cu puțină înțelepciune și cu fermitate de oamenii aceștia. Așa am citit, ei se vâră prin casă și momesc pe oameni și învață. Cum am mormonii, te învață și puțină engleză. Dacă ai de-a face cu adventiștii, te învață și ceva cură de slăbire și uite așa, beneficii filozofice, naturiste. Dar în fond, de fapt, este un alt interes, un alt scop. Nu este ușoară lupta aceasta, pentru că apar chestiuni de apologetică și de polemică, adică trebuie să ne apărăm credința. Că dacă ar fi numai pe tine însuși te păstrezi curat, atunci ne călugărim și uite, am salvat-o. Dar trebuie să-i salvezi și pe ceilalți întrucât se poate. Trebuie să aperi biserica. Sub aspect apologetic, trebuie să ne apărăm identitatea în fața lumii. Eu cred că Pavel prezintă o doctrină foarte completă în epistola către romani și apoi vorbește despre acceptarea autorităților și despre felul în care se îmbină și se împacă legea statului cu legea sfântă, pentru că epistola se vroia a fi pe lângă un cuvânt adresat credincioșilor din Roma și o pledoarie, o prezentare în fața autorităților romane, a bisericii, care se extinsese în tot imperiul și de care, în mod sigur, guvernatorii, imperatorul și senatul aveau cunoștință. La fel, în plan național, trebuie să ne apărăm credința. Nu putem doar să ne izolăm. Mi-a plăcut o relatare a unui frate. A văzut el că în biserică nu sunt toate bune. Dar aici, vă rog să observați, nu neapărat la o prima apariție a unui păcătos în biserică, trebuie să plecăm din biserică. Din biserică plecăm când nu se mai poate face nimic acolo. Când îți abandonezi casa? Când s-a rupt o grindă?
Când o arsă focul și când e inundată, ca să nu mori tu cu ea. Dar în rest te lupți pentru salvarea ei. Dar fratele era afectat de cineva din familie care le sfătuia să se adune cu o grupare de zident. Și s-a rugat Domnului, Doamne, rămân aici cu biserică, mă duc acolo. Și într-o noapte a visat, era un drum, în un moment dat curba într-o parte, dar acolo era drumul în mod normal. Și el a încercat să meargă prin iarbă, care era destul de mare, să meargă pe scurtătură. A mers o bucată, toți s-au obosit, toți s-au dat pe haine. Și când s-a uitat cât mai este, a zis, nu mă mai țin puterile. Și o voce i-a spus, da, întorci înapoi și mergi pe drumul împărătesc. Și când s-a trezit și a zis, aha, păi biserica gata făcută, acolo e frățietatea, avem slujitori, e un avantaj, păi mă duc cu biserica. Tot acolo ajungea, dar era mult mai greu. Pentru că eu știu familii în țară care s-au despărțit în ideea de a se sfinți, dar când au crescut copii mari, cu cine se căsătorească? Deci tot trebuie să-și facă rost de jineri din biserică. Deci tot mai bine este să fii cu biserica. De aceea, la un moment dat, trebuie să ne apărăm drepturile și chiar dacă ar fi să se desfințeze o anumită organizație pentru că se apostaziază, se va înființa o altă biserică, pentru că este mult mai optim, mult mai ușor să funcționăm ca și o grupare. Ba chiar mai mult spus decât o grupare. De aceea am citit din 1 Timotei 2 că trebuie să ne rugăm să putem duce o viață liniștită și în această stare să evangelizăm și să ne rugăm să fie mântuiți și guvernanți și alții. Tot în ideea aceasta citesc și din Doi Timotei, capitolul 2. De la versetul 7. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte, Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, în via din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și el este sfătuit într-o multitudine de idei. Trec pe pagina cealaltă, la versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-ar de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Versetul 19. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se departeze de fără de lege. Fugi de poftele tinereții, 22. Și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Adică tot trebuie să fie o bază pentru cei credincioși. Tot este bine să fie într-o colectivitate ca și tânăr, în mod special ca și tânăr, să nu trăiești izolat. Și să te lupți, să trăiești într-o comunitate frățească, împreună cu cei sfinți. Cât despre ceilalți, nădăjduim, scrie de la versetul 25, că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și venindu-și în fire, se desprinde din cursa diavolului din care au fost prinși ca să-i facă voie. Deci este recomandabil să ne luptăm în societate, să avem o biserică în care să ne putem duce existența. Să ne luptăm pentru libertatea ei din punct de vedere social, din punct de vedere legal, dar să ne luptăm și pentru bunăstarea ei din punct de vedere religios. Și aici ne izbim de aspectul polemic. Vedeți, când este vorba să ne căutăm drepturile, există tendința să ne asociem și cu alții. Să facem anumite compromisuri și acceptăm și, să zicem, ceva gen cum este Alianța Evanghelică sau altceva. Cum sunt în plan mondial Consiliile Mondiale ale Bisericilor. Și aici apar conflictele. Și rămân în același capitol pentru a citi de la versetul 21:3. Ferește de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și tot în ideea aceasta le zice
Și în versetul 4, să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pierderea celor ce le ascultă. Nu este corect să intrăm în certuri cu credincioși ca și noi. Adică noi trăim într-o vreme grea, vrem să ne găsim identitatea și o poziție de slujire bună și, cum zice și Pavel în Galateni, de ce să ne mușcăm unii pe alții, că vom ajunge să fim nimiciți unii de alții. Dar nici nu putem să fim împreună în orice condiții. Ne luptăm pentru o acuratețe, pentru un cuvânt curat. Dar din lupta asta, cum zice Pavel în Corinteni, trebuie să fie și partide ca să iasă la iveală cei găsiți buni. Unii vor accepta, alții nu. Ca și sfat pentru luptele de genul acesta, citesc 2 Timotei 4, de la versetul 1. Și vreau să fie un îndemn doar pentru predicator, chiar pentru toți, în discuțiile noastre particulare pe aceste fonduri. Te rog, fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care a să judece vii și morți, pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâde la urechile sau de lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fi treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucruri în evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Și tot în aceeași idee, citesc și din Iuda, de la versetul 18. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, dar nu acestea sunt conflictele din biserică. Că unii vor cu televizor, alții fără televizor. Unii vor cu sport, alții fără sport. Unii acceptă să se meargă la mare, alții sunt împotrivă la așa ceva. Și se nasc certuri. Cine, de fapt, dă naștere la certuri? Așa ar trebui să fie. Și dacă nu este așa, nu este normal. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. Adică oameni care atunci când le prezintă un adevăr curat, se împotrivesc. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, orând până și cămașa mânjită de carne. Deci, trebuie să facem totul și pentru lume și pentru frățietate, să-i salvăm. Dar nu cumva, în dorința de a-i salva pe ei, să ne nenorocim pe noi. Să nu facem cum n-au făcut cele 5 fecioare nechipzuite. Dându-vă vouă, nu ne ajunge nici nouă. Mai bine vă descurcați, noi vrem să fim mântuiți. Așadar, în concluzie, deși introducerea aceasta cu aceste generalități n-a fost prea concluzivă. Din potrivă, ne-a răsfirat, dar ne adunăm noi când vor urma celelalte lecții. Dumnezeu îngăduie în istoria omenirii și la sfârșit va fi și mai și vremuri grele. Sunt grele pentru că e plin de păcat, dar sunt mai grele pentru că este afectată religia. Satana a pătruns în fondul religios și încearcă să distrugă biserica, pentru că lumea lui, ei ține doar așa, sub apă. Dar noi înnotăm, ne luptăm împotriva curentului. Și toată lupta, de fapt, se dă pentru noi sau împotriva noastră. Noi trebuie să rezistăm.
cel mai ușor e să reziști într-o biserică, păstrând comparația, cum e mai ușor pe mare? Să avem o bărcuță, nu? Asta e organizația noastră, ne descurcăm, avem drept de liberă trecere. Dar dacă bărcuța e apă până la urmă, n-avem ce face decât să notăm de unul singur. Dar asta e greu. De aceea trebuie să ne luptăm pentru bărcuța noastră. Să nu ia apă, să nu intre sabotorii în ea. Și le spune la toți ceilalți de mare, ei, dacă vă curățiți de toate acestea, veți fi un vas de cinste folositor, vă primim și pe voi. Altfel, rămâneți acolo decât să vă urcați în corabie, să ne dați pe noi peste bord și să mergeți în altă parte, nu se poate. Dar este totuși o încurajare. Ca să încheiem în mod optimist, cu curaj și credință, să găsească Domnul credință când va veni. Amintiți-vă de visul Nebucadnețar din Daniel 2. Un chip impunător, constituit în mod gradat, de la aur până la lut. Dar Daniel a zis, am văzut o piatră în tâlcuire. Visul a fost mai întâi al lui Nebucadnețar, care a nimicit tot și i-a zis, aceasta este împărăția lui Dumnezeu care va umple pământul. În final noi vom câștiga. Dar de ce să pierdem acum, când este vremea lor grea? Dar în asemenea vremuri grele se înscriu marile biruințe. Pentru că în aceeași carte, Daniel, este scris că și îngerii sunt în ajutorul nostru. Dacă vă uitați în Scriptură, cel mai evident apar îngerii în vremuri grele. În vremuri bune sunt în jurul nostru. Dar vremuri grele tăbărăsc. Parcă apar ca la apel. Și scrie în Daniel 12, cu 1, în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul. Căci aceasta este o vreme de strâmtorare. Suntem întăriți după cum va fi nevoie. Și finalul e a nostru, v-am spus. Că ni s-a spus și ni s-a scris. Iată ce notează în capitolul 7. De la versetul 12. Și ce alte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor. Li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme. Grea-i drept. Și un ceas anumit. Apoi, versetul 17 și 18. Aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanal vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Aici, de fapt, este punctul culminant al vremurilor grele. Când conducerea unui imperiu sau unei națiuni sub orice formă statutară impune rău. Vremea lui Anticrist, a fiare din Apocalipsă. Să nu vin, să nu cumpere, nu-i greu. Și pe deasupra să-ți impună religia lor, să te închini. Greu. Dar chiar din asemenea stări grele, noi trebuie să ne mântuim. Pentru că scrie în cartea Apocalipsei, capitolul 7, răspunzând la întrebarea, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, versetul 13, de unde venit? Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Dar vă rog să vă gândiți, la urmă este un necaz mare. A și rămas emblematic în chestiunile escatologice. Dar necazuri sunt de-a lungul generațiilor. Oricine se căsătorește are deja necazuri. Au fost vremuri grele. Au fost vremuri grele când femeile au ajuns să-și mănânce copiii, grele din punct de vedere economic. Au fost vremuri grele când cine a vrut să nască un copil risca moarte. Vremuri grele când cine era prins, vremea lui Antioh Epifanus, cu o copie, cu o parte din legea Domnului, era omorât pe loc. Deci să mai vorbim din vremurile din Antichitate? Când în vremea noastră, în țările musulmane, sunt vremuri extrem de grele.
Sunt arse biserici, sunt violate tinere, sunt strangulați oameni. Vremuri grele. Și totuși, Dumnezeu ne face biruitori. La noi, în Europa, nu-i greu momentan din punct de vedere economic, din punct de vedere a libertății, dar e greu din punct de vedere ideologic. Este o perturbare fără precedent, cel puțin pentru generația noastră. De aceea am insistat în introducere pe gravitatea spirituală a problemelor și pe lupta care trebuie să o ducem în aceste vremuri grele. Dumnezeu să ne întărească!